Bună, bine ați venit la Pretty Tech! Astăzi vă prezint un smartphone ce costă sub 1000 de lei. Este vorba despre Huawei P Smart 2021. Deși Huawei P Smart 2021 a fost lansat în septembrie 2020, vă dați seama că nimeni nu vrea ca telefonul să poarte numele 2020. Cu toții cred că vrem să trecem cât mai repede peste acest an, să-l uităm cât mai repede. Să sperăm doar că 2021 o să fie un an mai bun. Principalul atu al acestui telefon este prețul. Costă mai puțin de 1000 de lei. Un pic mai puțin. Este listat și la 950, 980, 990, în funcție de comerciant. Dar sunt și magazine care îl vând la prețuri de 1300 de lei. Așa că vă rog să vă uitați cu atenție atunci când îl cumpărați, de unde luați ca să obțineți un preț cât mai bun. Pentru un buget de mai puțin de 1000 de lei, P Smart 2021 este telefonul perfect. Arată ca un super smartphone, poate ceva mai gros și mai greu, are 206 grame, dar cu un design modern. Este disponibil în 3 culori, Blush Gold, ce este un roz gold foarte drăguț, așa un gradient frumos, Midnight Black, negru, și acest verde care atrage imediat atenția, se cheamă Crash Green. Mie una încă nu vine să cred că poți cumpăra acest telefon cu mai puțin de 1000 de lei. Este un telefon dual SIM, iar un port SIM poate susține și un card de memorie microSD, nu nanoSD așa cum mai au obiceiul cei de la Huawei. Are și Android 10, fără serviciile Google, așa că fiți foarte atenți la acest aspect. Dar sunt deja foarte multe aplicații și în magazinul celor de la Huawei, ce se cheamă App Gallery. P Smart 2021 are un procesor Kirin 710A octa-core, destul de bun, cu 4 GB memorie RAM și o memorie internă de 128 GB. Dar v-am zis deja că poate fi extinsă cu ajutorul unui card de memorie microSD. Ecranul este și el peste categoria de telefoane de sub 1000 de lei. Este un IPS LCD de 6,67 de inch cu o rezoluție de 1080x2400 de pixel și o densitate a pixelilor de 395 de ppi. Are și un mod certificat Eye Comfort pentru protejarea vederii. Pe scurt, se vede foarte bine, chiar și în jocuri. Mă așteptam să văd un ecran mai slab pentru prețul acesta sub 1000 de lei la care se vinde telefonul. Cred că ați observat și voi că principala diferență dintre un telefon high-end, super scump, și un telefon entry-level sau chiar unul mid-range este ecranul. Este o diferență foarte mare. Dar ecranul lui P Smart 2021 arată foarte bine. Nu este chiar ca un telefon de 5000 de lei, dar nu arată deloc rău. Chiar foarte bine. Se vede bine în jocuri mai ales, zic eu. Camera principală este formată din 4 obiective. Din nou, ceva mai rar pentru un telefon atât de ieftin. Are un obiectiv de 48 de megapixel f1.8 wide, care permite obținerea unor imagini foarte bune, de înaltă calitate, fără zgomot pe imagine. Are un obiectiv de 8 megapixel cu f2.4, ultra-wide la 120 de grade, un obiectiv de 2 megapixel, tot f2.4 macro, pentru poze făcute de aproape, și un obiectiv tot de 2 megapixel, f tot 2.4, de adâncime, depth se cheamă, pentru acel efect de fundal blurat. Desigur, are și flash LED, funcție HDR și moduri speciale. Chiar puteți face poze destul de reușite și noaptea, datorită modului night cu care vine. Poate filma și 4K la 30 de frame pe secundă, ceea ce din nou este un mare plus. Camera frontală este de 8 megapixeli cu f2.0 și poate filma la 1080 de pixel la 30 de frame pe secundă. Desigur, nu îi lipsește modul beauty de înfrumusețare ca să ieșiți superb în orice selfie. Pozele arată foarte bine, comparând cu un alt device din aceeași categorie de preț. O să las să curgă câteva poze făcute cu Huawei P Smart 2021 ca să-mi formați singuri o părere. P
Smart 2021 dispune și de cele mai noi tehnologii. Bluetooth 5.1, senzor de amprentă pe margine, are și port USB tip C, dar și port jack pentru căști. Are tot ce îi trebuie. Îi lipsește doar conectivitatea prin NFC. Adică nu veți putea plăti cu telefonul, de exemplu. Bateria este foarte mare, are 5000 mAh. Poate și din acest motiv telefonul este destul de gros. Dar dacă e mai important pentru voi ca telefonul să vă țină peste o zi de utilizare decât de grosimea lui, atunci P-Smart 2021 este ce vă trebuie. Cred că cei care vor aprecia foarte mult această baterie mare de 5000 mAh o să fie cei care se joacă foarte mult pe telefon. În plus, P-Smart 2021 are încărcare rapidă prin tehnologia Huawei Supercharge de 22,5V. Cu doar 10 minute de încărcare, telefonul poate funcționa timp de 2 ore. Desigur, depinde foarte mult și ce faceți cu el în aceste 2 ore. Acum partea ce poate vă neliniștește, lipsa serviciilor Google. Da, unele aplicații de la Google nu vor merge pe acest telefon, precum Google Maps, Play Store, de unde vă luați mai toate aplicațiile, sau Drive, sau multe altele. Dar Huawei P-Smart 2021 vine cu magazinul Huawei App Gallery, de unde puteți instala foarte, foarte multe aplicații. Magazinul acesta virtual de aplicații are, nu știu exact câte, dar oricum, destul de multe aplicații, precum OLX, Cel.ro, Elefant, Amazon, Shopping, aplicații de shopping în special, și aplicații precum TikTok, aplicații de banking, Pago, știrile Pro TV, Workclass, eJobs, Foodpanda, foarte multe aplicații locale și internaționale și chiar și foarte multe jocuri. Aveți de unde alege. Iar dacă nu găsiți aplicația voastră preferată în App Gallery, Huawei a lansat și o altă aplicație ce se cheamă Petal Search. Este de fapt un instrument de căutare a aplicațiilor din surse sigure. Acesta este unul din cele 3 moduri prin care puteți instala aplicații pe telefon. Mai puteți folosi, desigur v-am zis până acum, de App Gallery și Phone Clone, ce aduce toate aplicațiile tale de pe un alt device pe telefonul Huawei cumpărat recent. Pentru persoanele care au un buget de până la 1000 de lei pentru un smartphone, Huawei P-Smart 2021 e o alegere foarte bună. Dacă aveți orice întrebare sau nelămurire legată de acest telefon sau poate de lipsa serviciilor Google, vă rog să înscrieți în secțiunea de comentarii de la acest video și eu o să încerc să vă răspund cât mai repede posibil.